Are un echilibru fantastic. Are un echilibru el ca și persoană. Dacă ai interacționat cu el, Da, ai văzut, e un da, om cald de fiecare da. dată. Nu pune presiune pe jucător, ține la ideile lui, Da. ține și la jucător, dar acest echilibru, eu zic că îl ajută fantastic. Este la fel de echilibrat și după o înfrângere și după un egal și după o victorie. De fiecare dată mă lua după meciuri și eu făceam cu jucătorii care începeau titulari, eu făceam antrenamentul De de după după, joc și da? de fiecare dată aveam discuții cu dumnealui în ceea ce privește jocul, cum l-am văzut, cum am simțit jucătorii. Să știi că ținea cont de fiecare părere, te Ok. făcea să te simți foarte, Important. foarte bine și să știi că și mie îmi place în staff-ul nostru. Eu am oameni alături de mine care, nu știu, nu că mă contrează, dar îmi dau argumente și în privința un antrenament. În momentul în care vreau să fac o schimbare, tot timpul ne consultăm și am în jurul meu niște băieți, niște oameni echilibrați care ne ajută și câteodată să știi că văd poate mai bine decât mine anumite lucruri. Să știi că nu sunt genul de om pe care eu fac toate lucrurile și eu le știu pe toate. Am înțeles. Trebuie să ne consultăm și să luăm cea mai bună decizie și să ne apropiem rezultatul favorabil de partea noastră. Până la urmă, la fotbal cam asta contează.